În cea de-a doua jumătate a lunii august, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Dâmbovița a verificat modul în care sunt comercializate produsele alimentare congelate în unitățile din mediul urban și rural. Au fost controlați 7 operatori economici care comercializau astfel de produse, fiind aplicate 5 amenzi contravenționale în valoare de 5.000 de lei și un avertisment. A fost verificată o cantitate de peste 200 de kilograme de produse congelate în valoare de 2.200 de lei, fiind constatate abateri la o cantitate de 75 de kilograme, care a fost retrasă temporar de la comercializare. În această perioadă, comisarii CJPC Dâmbovița au efectuat acțiuni tematice de control conform planului anual de acțiuni emis de ANPC București. Printre abaterile depistate de protecția consumatorilor Dâmbovița se numără și produse congelate care se aflau la comercializare, deși termenul de valabilitate expirase. Dâmbovițenii sunt sfătuiți să fie foarte atenți atunci când achiziționează asemenea produse. Autoritățile din domeniu vă sfătuiesc să refuzați produsele care prezintă semne de alterare, modificare ale aspectului culorii. Foarte important, verificați dacă produsele nu au depășit termenul de valabilitate.